Iată un dialog ambigu între Valentin și Liviu. De ce ambigu? Pentru că discută codat, deși acest fapt reprezintă o încălcare a regulamentului. Și tu ești în top. Ce are? E doar o... Ce dă? Ce nu mai da? Topul lui. Al lui. Al lui? Da. Ce băiat? Ce? Nu te zici tu seama singur. Măi, omule. Degeaba. Da, te-am spus. A, am înțeles. Și tu. Și Alex. Da, să fie. E bine atunci. Hai să fie tot întrebarea asta, top 3 fete, nu? Da. Marian, prima, Iuliana. Și după indiscutabil că n-am mai stat, o pun pe Miss. Unde-i numele? Cristina. Cristina, așa. Top 3. Pun top 3, că îmi place de aia, că îmi place de tine. Cum te comporti și pare că la dans. Te-am văzut cea mai activă, știi? Cu Alex. Mai la știu. Le au așa pe teorie. Și în rest toate sunteți simpatice. Ești foarte matur în gândire pentru vârsta ta. Hai, că ai 25 de ani. Hai, fata, că 25 de ani, adică gen, e tânăr și e foarte inteligent și foarte matur în gândire. Discuția ambiguă dintre Liviu și Valentin se duce mai departe, atât doar că de această dată, fiind și Antonia de față, situația s-ar putea complica. Da, Vali, mi se pare mie sau eu am zis bine? Eu cu Vali vorbesc, nu mă băgam seama. Nu știu. Ce? Bine, despre ce e vorba? Ce-am povestit mai vreme pe canapea? Am vorbit noi doi despre canapea și ne-am contrazis și probabil ți-am dat dreptate că ai zis că tu știi mai bine. Ce ați vorbit? Acum iar am auzit de ceva la capricii despre... La tot... discuția noastră a fetelor? Nu te băga că nu despre voi, mă. A, okay. Antonia, lasă-mi spațiu să vorbesc cu Valentin. Păi nu-mi dau seama, nu știu despre ce. Nu-mi dau seama. Am stat pe canapea amândoi. Așa. Și am vorbit. Și te-am întrebat. Când? Oh, poi mâine. Mă, ești sigur? Nu sunt sigur, mă. Nu, chiar nu înțeleg. Păi nici eu nu înțeleg. Păi nu... De asta zic. Bun. Eu nebun, poate. Hai de pat. Aaa. Ce? Da, tu când? Eu? Voi când? Ei. Acum am înțeles. Dă-mi rapid, tu trebuie să înțelegi, dar ce să înțelegi? Am înțeles. N-ai înțeles. Am înțeles și eu înțeles. Nu ai înțeles. Vezi, fii atât că m-am dus în eroare. Păi da, la noi au fost deja. Cuvintele alea grele au fost grele? Ah, nu. Dar despre ce vorbim? Nu, ești departe. Ești departe. A, e ceva mult mai simplu de atât. Da, nu e nici despre tine, nu e. Dar am scris despre mine. Chiar am găsut aici. Nu e despre tine, nu, chiar nu e nicio treabă. Păi voi când ce? Ce? Tu când ce? Cum adică pui mine? Păi nu știu ce voia să zic, că nu am înțeles. Imediat, stați un pic, ca să înțelegem. Ok, cine a înțeles în afară de protagoniști despre ce este vorba? Deci cine a înțeles? Mâna sus. Am spus în afară de protagoniști. Dacă prima nu parte am înțeles. Prima parte, da, că a făcut semn, da. Și într-a doua, dați-mi voie să lămuresc. Imediat, deci, da. Faptul că nu am înțeles niciunul de aici, înseamnă că a fost o discuție codată. Te rog să explici.
Pentru că era Antonia acolo și eu l-am întrebat pe Valentin. Am vrut să îl întreb pentru că vorbisem înainte cu el despre aniversarea lor de o lună. Asta am înțeles și eu. Și eu credeam, da, am încercat să feresc subiectul că tu te-ai prinsese deja. Păi și tu îl întreb de față cu ea? Chiar că. Păi atunci am venit și atunci m-am luat, ce să mă fac? Fix asta a fost fix. Și după aia am mers deoparte amândoi și mi-au zis, bă, nu, că joie. Da, chiar în sala de sport, fix aici, deci de seara. Chiar toate de sunt. Păi da, pui mine, era luni. Da. Da. Era luni aceea. Da. Asta am înțeles și mine am văzut că ne-au prins și am zis că suntem pe la Ploiești. Spre joi. Dar nici o intenție de a vorbi cu o dată acolo. Bun. Dar și tu vorbești de față cu mine. Da. E un subiect. Cum? Despre care noi n-am înțeles. Dacă da. Se uita cineva pe Antena Play în acel moment, nu înțelegea. Asta înseamnă discuție cu o dată. Păi... Că tu te-ai gândit să o inițiezi de față cu Antonia, e prostia ta. Da, e adevărat. Dar orice prostie și orice încălcare a regulamentului se plătește. Așa că aveți de ales între vă asumați voi. Noi. Sau întreaga acasă. Noi doi. Voi doi. Da. Super. Așa. Deci... Următoarea dată când se deschid ușile, când? Azi? Da. Azi, voi doi nu interacționați cu ele două. Ok. Următoarea dată când se întâmplă, oricine dintre voi va încălca regulamentul și va vota codat, se închid ușile. Simplu. Pentru toată lumea. Ok, aș mai avea ceva de remarcat. Mm. Fix la un minut. I-am explicat lui Liviu acolo da. Și i-am spus, adică asta zic. Cred că am văzut și Antena Play. Am avut după aia, am mers deoparte și am explicat. Deci fix la 10 secunde. Da, Valentin, dar nu stăm acum să explicăm de ce. Așa n-ai explicat nici despre Ștefan, de ce vorbeați cu o dată, că puteați să vă da, duceți. O zi nu se moare, nu? E o problemă. Da, e o chestie. La 12. Ce nu avem voie să interacționăm? E, cum am spus astăzi? Că se deschid ușile. Asta nu înseamnă uși deschide aniversarea. 12 și minute. Uși deschise. Deci nu dat. Așa. Deci care era că tu ești în topul lui, adică nu tu, Iuliana, de fapt. Da. De care era esența discuției? Ce voiai să-i spui lui? El a fost la date cu... A avut date dimineață cu Antonia. Ieri, da. Da. Și el a aflat de la Antonia că topul făcut de Ștefan. Da. Și a vrut să-mi transmită cumva că era Ștefan acolo așa, mai... Codat. Pe după șuștac, cum pe se spune. A fost la așa. Material, nu știu ce ați vorbit, așa chiar nu era cazul. Adică oricum se afla doar... Nu a fost, nici nu a fost ceva de deranj sau să ne... Super, pe unul. Ce, ai vrut să-i dai știrea mai repede, nu? Da, ce-am să-l lovești. Și lui Liviu și lui Alex. I-ai spus și lui Alex? Da, și lui. Tot așa sau lui Alex i-ai spus mai direct? Mai direct, i-am spus și lui. Vrei să-l bag și pe Alex? Glumesc, nu. Nu, că nu noi doi mai. Nu, da, nu, glumeam. Bine, asta e. Da. Sau putem să ne gândim la o altă pedeapsă. Da. Hai, doamna Simona, vă rog. Pentru data viitoare. Așa, da. Pentru data viitoare. Nu, că îmi place să fiu așa. Să mai opri 10 zile pachete scrisori. Nu. Asta vă doare? Asta vă doare? Mai tare decât uși închise? Doamna Simona. Ce vă doare mai tare, vreau să aud? Ușile închise. Ușile închise, clar. Nu, păi o zi. Dacă 10 zile uși închise, doamne, nu există. Da. Eu primesc 3 scrisuri pe săptămână. Da, Simona, eu... Da, domnul Valentin, zi. Eu aș dori, cum ne-a spus în varianta aceasta, eu cu Liviu am greșit și ne-am asumat noi doi și... Așa. Ar fi frumos ca pe viitor să fie la fel. Nu. Adică... Atunci nu mai am ce continuă. Este atenționare, este avertisment, ca să nu vă pedepsim pe toți în seara asta. A, sau când o să se deschidă ușile. Este un avertisment. Voi știți regulamentul. Nu suntem la grădiniță să-l repetăm de fiecare dată. Regulamentul îl știți. Data viitoare ar fi bine să nu mai existe o abatere de la regulament ca să nu sufere toată lumea, da? Da. Dar interacționare cu restul lumii când sunt uși deschise avem voie, doar nu, cu persoana... Doar cu fetele. Doar cu... Adică eu pot să vorbesc cu Iulia? Vrei să nu vorbești cu nimeni? Nu, de asta întreb. Vrei să dăm o lege a tăcerii? Stai la tine în cameră. Na. Nu vreau. Nu. Păi... Eu am pățit asta cu Iulia. Tu poți să vorbești cu Antonio și eu cu Iulia. Gata. Face schimb. Și după aia ne transmite. Aproape la fel. Da, chiar. Ea a fost, a stat la ea în casă. Da.